copilul meu. How make clean a dirty toilet? La român eu am o peiuță de aia de dinți mare. Da, americanii e mai șmecheri. Ăștia vrea oaste în furios. Dar eu cred că, bă, la alea gagiu, la alea e feminat, rău. Că era mână de gagiu, dar nu s-a arătat. Cred că l-a pus pizda, ăla era sub papuc. Pizda stătea și-l filma pe băiat cum îi spală căcatul. Face, te iubesc, că ca tine nu găsesc. Dar era chiar Dirty, era și ăla. Cred că așa-i chema pe ea. John Lennon Dirty. All you need is shit. Oh, Brad Pitt, all you need is shit. Nu, facem ca... paharnic cu fule. Eu sunt ful, adică prost. To be or not to be, borcanili, that is the question. Oh. Aolo, văd o rază, văd o găoază, am becurili. Păi și atât. Că mi-a murit un bec, dar uite, l-am aprins pe altul. Și am lumini și umbre, de Sergiu Nicolaescu. Bă, a prins moșorul. Dar s-a îmbolnăvit, că s-a curizat, că era genial. Era comisarul moldovan. Ia să vă zic tot din amintiri de copilărie. Mă duc eu la Herculane, că eu când m-am angajat după aia la servici, e, atunci eram student, m-au luat pe gărgică, face hai la Herculane. Îi dau în ziua aia telefon, face toate, păi mai avem ca și eu prea mult. Aia, păi dacă student egal sărac, SS. Păi că suntem de la SS, da. Student sărac. Bine, fată, tu studentă săracă. Eu student sărac, norocul meu că te sponsorizez tatu. Hai la Herculane. Și vă zic toate alea de la Herculane. Și fac, ce problemă să facem la Herculane? Păi ce vedeți și noi ce facem pe la Herculane? Îi dau lui Marius Tucă și-o telefon. Dar eu eram șoșor. Ăla era show. Eu eram șoșor. Așa îi ziceam unui fost prieten de-al meu, îi ziceam șoșor. Până l-ar chema șoș, Paul Norbert. Chiar, bă, șoșor e... Paul. Ăla înseamnă că sărbătorește de Sfântul Petru. Ca și mine, am gândit la el. Dar era mai înalt și mătorii ca mine. Era german. Dar nu știa limba germană. Sau s-o mă să știa un dialect ăla, că ești erau sași. Nu știu, erau chiar germani originali. Dar e mic la s-a dus în Germania. Mai avea un frate mai mic. Părinții erau foarte inteligenți, erau ingineri amândoi, originali. Nici șoșon nu era chiar fost, dar noi ziceam șoșon. Că ne punea pe repede cât era nici. Mie pula mea îmi zicea ursul, dar nu o să am găsit nicio pe repede. Mi-a pus învățătoarea, a zis, bă, tu ești moale ca un urs de la așa. Toate că eram petit. Și după aia stăteam cu unul pingu, așa ziceam la pingu. Îi ziceam pinguin, dar nu știu de ce. L-am mai văzut pe pinguin, că
Dar eram pitici amândoi și eram colegi de bancă, eu cu pinguin. Dar nu știu de ce i-am pus să ia numele pinguin. Pe vremea aia se inventase Linux, ia să mă gândesc. Nu știu că se inventase. Linux probabil. Fii atent că Linux s-a inventat printr-o poreclă în România. Dar abia în 93 a inventat ăsta primul kernel de Linux. Linux probabil. Torvalds, multe. De ce? Și am fost sincer, a zis, bă, m-am dus și eu la Polul Nord, sau Polul Sud, la Polul. Și mă uitam la niște pinguini și mi-a plăcut pinguini. Și atunci i-am zis Linux, că e din Minix, cu toate că mă mișto profit de mine. Că îi zicea, bă, Linux, bă, Linux, fii atent că ești pe Minix. Nu o să faci tu din Minix nimic. Și l-a zis, las că rescriu eu, am coaie și fac primul kernel și după o să mai fac și el. Și băia, s-a îndrăzut, s-a zis, o, ce mișto. Dar ăsta a avut tot din necesitate, deci avea un 286 la șercula mea, un 386. Îmi zicea că avea cașcaval, că avea el 386 pe vreme. Și n-avea driver pe un 286, cine știe ce. Nu cred că avea ceva chinezesc sau asiatic ceva. Că la noi, pula mea, ne aveam Felix PC. Se făcea la Pipera. La Pipera. Mamă, curgeau balele. Și ce făceau ăia inginerii de la Felix PC? Se pișe pe tine de vreo. Eu făceam zgârie noi. Pe noi copiii ne pusese cam cu practică și la calculatoare. Ne pusese să lipim piciorușe la tastaturi. Să băgăm butoane la tastaturi. Noi făceam tastaturi. Nu ne băga pe noi la calculatoare, că eram foști. Fața nu a foști. Dar eu, din când în când, mai pileam, că eu băgam viteză maximă, îmi făceam treaba, maestru mă lăsa în pace, că vedea că mi-am făcut treaba la tastaturile și mă plimbam pe acolo. Și mă uitam la inginerie aia. Erau și niște cercetători într-un laborator. Mama acolo nu era aproape loc, că îi vedeam pe aia cei cât un cosmonaut de aia. Acolo cred că făceau microprocesoare, nu știu, mama făcea chipuri. Dar mai era inginerii. Niște borcănați de aia. Cu benoacle. Eu stăteam, mă uitam la monitoarele alea. Alea erau pe verde. Da, era pe verde. Dar tu trebuie să-ți zic, mă știu ca. Și ghiși ce făcea ăștia toată ziua, că-i dau un lucru. În loc să programeze și ei, să facă ceva, cu trampul lor, juca Tetris. Cum? Juca Tetris. Și eu stăteam în spatele lor și ziceam, mamă, ce joc mișto, eu te joacă ăștia Tetris. Stătea toată ziua să-mi bat pula și juca Tetris. Mă uit iar la altul și a jucat Tetris. Am zis, mamă, inginerii din Tetris joacă Tetris. Eu eram cam bagabot, așa, cam avaramupă, mă duceam și mă uitam la ăia, ziceam, bă, vreau și eu să devin căuță. Dar acum uite că am uitat, că n-am mai avut căuță pe timp de mult, dar uite, am început să mă reechilibrez. Uiți, dacă nu faci ceva, că eu de-aia nu pot să mă opresc în artă și în poezie, că după aia scade calitatea și cantitatea și vă le spun în fața mea. Am făcut un pact, nu cu diavolul, un pact cu mine. Eu nu sunt diavolul, sunt om. Că o să continui până la moarte, când o fi, când o vrea. Să veni sorocul, să dau și eu. O să ia mama un 5 bani găuriți. Îmi pune mâinile așa
Și ți le și leagă. Nouă ne-e frică de morți, mă, să-mi bag pula. Avem zona 12 pe creier. Îi leagă mâinile la morți, dar îi bagă un orb. Asta vine din religii antice, de mult. Deci că e un barcagiu. Cred că e Băsescu. Da, are față de lup, de vulpe, nu știu ce pula mea de față are. Cred că e lup de mare, are față de lup, da? Și ăla, dacă nu-i dai ortul, te lasă pe malul ăsta la tu și tu nu ești nici mor, nici viu, trebuie să-i dai ortul la băiat. Îți dai seama cât cașcaval ia aia, că moare multă lume. Îți dai seama, e mișto, deci trebuie să treci râul. Dar de fapt asta este o credință foarte veche. Râul, de fapt, nu vezi pe ce. Deci, before you die, look at the sky. You live, I can give you wish, my wish. Dacă te uiți pe cer, vezi calea laptei. Asta e râul. Deci, orpul ăla se făcea cu costul. Și trebuie barca, de fapt. Nu e barcă. E o navă cosmică. Noi zicem UFO, UFO. Sau nu știu cum pula mai zicem. Și o să facem. Este cam o pică și o de nu avem ce face de lucrurile ăla. Și așa era să dau pe omul viață. Avem resurse foarte importante de a se oameni foarte înțelepți care le condiționează cumva, să nu le uităm. Că oamenii de obicei sunt foarte la cop. Și dacă am intrat atât tare, am murit de foame. Așa, și ce ziceam? Când acolo la Herculane. Mă duc eu la o Herculane, ce a făcut băiatul? Și mă iubeam cu fata, i-am dat telefonul Marius Cucășou, dacă a fost că nu citise jurnalul național, că vrea să citise jurnalul național, n-am știut, m-a întrebat de un prefect, nu știu în ce oraș ce a făcut. Dacă citeam, că pot să citesc pe repede, așa. Știam răspunsul și luam și eu 1.000.000 de lei. Păi știi cât era 1.000.000 de lei pe vremea aia? Mamă, cred că mă duceam câte. Am mai avut câteva sute de lei. Vrei? Ia avea câteva sute de lei. Eu câteva sute de lei mi-a dat mama. Că pe vremea aia mai mă respecta și parcă mai era și ea bogată că muncea mai la pensioară, ca nebun de păcat. Și ți-a luat, că e la modă acum. Toată lumea se bagă la pensie. Mituiește un doctor sau nu mituiește. Îi bagă un handicap că l-are, că nu l-are. Hai că sunt și pe ăștia acolo. Și e nasol că am văzut handicapul de adevărat. Care au demonstrat în oraș. Și i-am secundat cu Marlenia asta pe lângă ei. Și știi ce făceau handicapă de ea adevărați? Era o fată foarte nervoasă. Fata aia n-avea picioare efectiv. Era în scaun. Erau unii cu mâinile atrofiate. Așa s-au născut. Sunt defecte de teratogene, așa se numește. Erau handicapați adevărați. Nu moli de-astea împicuite, puite, împutite. Și fata aia era conducătorul de grup al lor. Nu știu ce, de pe unde veneau ei, dar cred că au organizația lor. N-am recunoscut pe niciunul, trebuie să recunosc, pentru că erau foarte grav. Au recunoscut, dar sunt că merg cu lor. Dar vă fi
americană și la asta, dar ne-am dat bătrălă. Și se vedea în mod fizic. Dar nu erau bolnavi, unii erau bolnavi în bătrâni. Mergeau și aveau și însoțitori, de obicei sunt în familie. Care erau oameni normali, dar frățiorul lor s-a născut handicapat. Și însoțitorii s-au fost să te angajeze de însoțitor. Trebuia să-l ajute pe ăla, să împingă la cărucior. Pentru că ăla și așa. Dar uite ăștia fără picioare sau fără mâini, de exemplu. Culmea trăiesc mai mult. De ce? Că sistemul cardiovascular e mai puțin solicitat pentru care mai puțin la stabil. Dar trebuie să fie. Și la o societate așa sălbatică cum e asta, nu știu că se scoamă e obișnuit cu multă muncă. Eu caut de muncă, acum mă dă în pulă. Dădeam la telefon, dar mi era interceptat. Îmi răspundea băbăciuni. Mă ducea ca animalul de pradă, de prada, așa, știi? Luam anunțul telefonic, anunțul pulii și stăteam acolo lângă toneta de ziare să iau ziarul imediat cum apare. Și eu dădeam telefonii imediat la o jumătate de oră, s-am făcut să bea cafea, să sub o pulă și să sugă ceva. Și mie îmi răspundea Băbăciune, am văzut secretare Băbăciune. Și la mine nu era valabil nimic. Hai să mă plă. Păi eu am dat telefonul în jumătate de oră. S-a ocupat postul? Da, pentru că era ocupat postul meu telefon. Era interceptat de Băbăciune. Mă iubea niște Băbăciuni. Dar mai se schimba între ele. Niște râgâite de alea. Răcâite, piste, nefutute, păi, sau cutute, dar ne face sfăcute. Nu putea să zică, băi, câți ani ai? Eu am zis, cât îmi dai? Păi nu-ți dau nimic, dă-mi tu. Ce vrei, fată, vuleu? Cu ce avec moi? Hai în cușca mea, că-ți dau... Pula la sub